Nu, problemă să pune parametrii corecți. Așa. Am analizat un document care se numește analiză de risc efectuat de lucrătorii de poliție din cadrul gărzii de coastă. Și în condițiile în care Marea Britanie a ieșit din Uniunea Europeană, acum sunt chestiuni care se văd și înainte nu se vedeau, din cauza apartenenței la blocul comunitar. Și lucrătorii au făcut raportul respectiv în care procentajul de risc de a se găsi deșeuri era ridicat. Motiv pentru care a procedat la verificarea în teren a rezultatului acestor analize, la început teoretice. Acesta este al cincilea transport, dacă nu mă înșel, în condiții similare. O să verificăm ce s-a întâmplat, unde au ajuns acele alte câteva 50 de containere cu deșeuri. Acum, în acest ultim transport, au fost 17 containere. Pentru început am desfăcut numai unul. Am văzut că este o problemă și am descărcat de pe vapor toate celelalte, verificând conținutul containerelor. Nu avea nicio legătură documentația de însoțire cu conținutul containerului. Erau... Cred, ce ați găsit? Ce n-am găsit? Una peste alta, poate un procentaj de 60-70% erau deșeuri curate, gunoaie, și cele care mai erau cât de cât într-o stare bună din obiectele de acolo, erau tratate timp de 22 de ore cu niște substanțe, niște ceva dezinfectant, dezinsecții, niște substanțe care sunt toxice. Și, de exemplu, acolo am văzut și bidoane de lapte pentru copii. Și, logic, e mai greu să-i dai unui copil să bea lapte dintr-un bidon tratat cu insecticid. Domnul procuror, de ce ar fi fost tratate cu acele substanțe? Care a fost logica? O să aflăm care este logica, pot doar să bănuiesc în ce a constat. Transporturile nu vin de la expeditori direct către noi. Au oprit în trei porturi. Au fost descărcate, reîncărcate, descărcate, reîncărcate. Poate să-și pierdă urmă, nu știu, este doar o presupunere, nu vreau să fac afirmații hazardate. Ultimul episod a fost dintr-un port din Turcia, au încărcat pe această navă care a sosit în portul Constanța. Vreo două luni și jumătate a stat marfa pe drumuri. Poate ca să nu facă, eu știu, gândaci, râne. Ce ar fi trecut acea marfă ca fiind marfă de second hand, ea fiind de fapt de deșeu? Păi este destul de simplu. La fel de bine se poate sorta conținutul, iau cele câteva procente de marfă relativ utilizabile pe care o pot comercializa, iar gunoaiele le arunc în gropile noastre de gunoi, în munții noștri de gunoi și în felul ăsta se curăță țara de la destinatar și se încarcă de gunoi în România. Pentru că România are o mare problemă, este într-un risc major și iminent să devină o ladă de gunoi a întregii Europe și nu numai. De ce când era membru UE, Marea Britanie nu putea fi descoperită cu aceste probleme? E diferență. Când este în afara UE, sunt operațiuni de export-import clasice. În interiorul UE nu sunt export-import clasice, sunt au alt statut juridic cu alte proceduri. Dar nu cred că aici trebuie să vă orientați, pentru că dumneavoastră vă gândiți doar la cele câteva containere, câteva sute de tone care au intrat. Aici nu este așa de mare problema. Problema este la nivel general. Pentru că datorită unor probleme de reglementare, așa cum am spus, România are o mare problemă care va deveni explozivă în curând. Cu ocazia celei de-a 8-a runde de evaluare făcută de experții Consiliului Europei, chestiune care se regăsește într-o recomandare a Consiliului Europei, statul român a fost obligat să ia anumite măsuri pe linia de protecție a mediului. Raportul este pe site-ul Consiliului Europei, îl puteți vedea. Niciuna dintre aceste măsuri nu s-a implementat. E adevărat, termenul de finalizare a implementării este în mai 2020. Să sperăm că în cele 3 luni care mai sunt, le vor implementa, deși eu mă îndoiesc că nu văd nimic pregătitor. Asta înseamnă că în curând România va deveni invadată de gunoaie, dacă nu se iau măsuri. Și de ce spun că nu trebuie să vedeți doar atât. Problema cu deșeurile are următoarele paliere. Una, trimiterea acestor gunoaie. Dar cum ne dăm seama că sunt gunoaie sau sunt produse second hand? Pentru că pentru asta există Garda de Mediu, pentru asta există OPC și Direcția de Sănătate Publică.
Fiecare potrivit competențelor a făcut analiza mărfii. Este total neconform, este deșeu, punct. Dacă vedeți acolo, nici nu mai trebuia să fac analiză, dar am făcut-o. Să revin la ideea cu care am început. Vă rog, nu vă limitați doar la asta. Problema are o altă conotație cu aceste gunoaie trimise, a doua, cu deșeurile care se ard în fabricile de ciment. Și dacă folosesc drept combustibil gunoaie menajere, asta nu produc suficientă temperatură, ceea ce înseamnă că eu pot să bănuiesc că este în neregulă și cu calitatea cimentului produs. Și de aceea, personal, sunt extrem de rezervat când este vorba de ce se întâmplă acolo. Pe lângă faptul că arderea gunoaielor în fabricile de ciment determină emisia în atmosferă de dioxine și furan, ceea ce înseamnă că crește incidența numărului de cancere extrem de serios. De ce se întâmplă asta? Pentru că fabricile de ciment nu au răcitoare. Fumul se recombină în atmosferă și cade pe noi o travă. Filtre nu sunt, iar laboratoarele Agenției de Mediu nu sunt acreditate. Ceea ce înseamnă că cei care fac analizele sunt tot laboratoarele operatorilor economici, care ne spun că totul e bine, dar nu e bine deloc. O altă problemă este aceea a depozitării. Tona de depozitare, prețul tonei de depozitare de deșeuri în România e foarte mic. 17, 18, 20, o sumă infimă. În Anglia, spre exemplu, este de 500 de euro. Și atunci, presupunând cu toate cheltuielile inerente că îți trimite marfa la depozitare la 20 de euro, o ajunge la cu transport, cu tot și cu ce o mai fi pe acolo, la 50-60 de euro. Ori față de 500 cu 50-60, suntem atractivi economici. Cu ocazia acestei runde de evaluare, Comisia de Experți a Consiliului Europei a spus foarte clar, actualizați echivalați prețurile de depozitare ca să nu mai fiți atractivi economic pentru transferurile de deșeuri. Nu s-a întâmplat absolut nimic. Și este normal ca operatorul economic să trimită acolo unde poate să depozeze gunoaiele, adică la noi.